sincer și eu, și o spun cu sinceritate, nu tendențios, ca și fermierii români, am așteptat foarte multe de la actualul prim-ministru, care a fost comisar european pe agricultură și a fost și ministrul agriculturii înainte să ajungă la Bruxelles. Și eu și fermierii am crezut că premierul va înțelege mult mai bine decât alții problemele din agricultură, că teoretic a lucrat cu ele. În realitate, această guvernare a fost una din cele mai proaste în domeniul agriculturii din toate guvernările anterioare și una din cele mai rea și cu efectele cele mai rele pentru agricultura românească și pentru fermieri.